Politicienii încearcă să se replieze după ce România a ratat din nou intrarea în Schengen. Țara noastră pierde miliarde după ce Austria ne-a lăsat în afara spațiului de liberă circulație. Premierul Nicolae Ciucă a anunțat că obiectivul de intrare în Schengen rămâne neschimbat. Cum se mai poate realiza acest lucru? Ne spune Gabriela Mihai. Bună dimineața, Gabriela! Găsit în aceste momente nu există un plan oficial. Urmează ca toți oficialii să iau o decizie după ce vor avea mai multe discuții, însă unul dintre planuri, una dintre variante este cea referitoare la faptul că săptămâna viitoare la Bruxelles va avea loc o reuniune a Consiliului European în perioada 14-16 decembrie. Este o reuniune la care participă și președintele României Klaus Iohannis. Iar acolo ar putea președintele României Klaus Iohannis să readucă în discuție acest punct al aderării țării noastre în spațiul Schengen în cadrul Consiliului European. Este până la urmă o situație fără precedent, însă este o variantă care există în aceste momente pe masă, mai ales că am văzut și reacțiile oficialilor europeni. În primul rând, o reacție venită din partea șefei Parlamentului European, Roberta Metsola, cea care a reacționat ieri pe pagina sa de Twitter. S-a arătat dezamăgită de faptul că România și Bulgaria nu au reușit să primească votul pentru intrarea în spațiul Schengen și totodată scria Roberta Metsola pe pagina de Twitter că apelează la Consiliul European pentru a se găsi o soluție, pentru a se face un compromis. Pe de altă parte, și ministrul german al internelor după reuniunea JAI de ieri a venit cu o declarație în care spunea că acest vot lipsă pentru România și Bulgaria arată o slăbiciune a Uniunii Europene și mai spunea că mai are speranțe să se discute de asemenea în Consiliul European, pentru că poate Austria și Olanda își vor schimba părerea în privința celor două țări, România și Bulgaria. Rămâne de văzut ce vor face autoritățile aici pe plan intern. Așa cum spuneam, cel care va ajunge la Consiliul European de săptămâna viitoare, unde poate fi redeschis subiectul, este președintele României, Klaus Iohannis. Desigur, este posibil, chiar dacă acest subiect este deschis, să fie vorba doar despre discuții politice, nu și despre o decizie executivă sau o decizie care poate fi luată acolo, însă vom vedea cum se va pune problema acolo și care va fi următorul pas, pentru că am văzut mesajele venite chiar de la președintele României, Klaus Iohannis, de la premierul României, Nicolae Ciucă, mesaje conform cărora țara noastră merge înainte și nu se oprește aici. Așadar, vom vedea care vor fi următorii pași.